Salutare! Bine ați venit la T-România! Eu sunt Alex. Dacă ați copilărit la începuturile anilor 2000, poate vă amintiți de un canal de desene animate numit Minimax și, cu siguranță, ați văzut intro-ul acesta. Nu numai că acest post de televiziune era unul dintre cele mai urmărite posturi de către copii și de către mine, bineînțeles, în acea perioadă. Mai erau și alte posturi, cum ar fi Fox Kids sau Cartoon Network, dar Minimax avea unele din cele mai plăcute animații pe care eu le-am văzut. Astăzi vom discuta de ce a decăzut Minimax în ultimii ani. Ce a făcut canalul Minimax unic din punctul meu de vedere comparativ cu Fox Kids sau cu Cartoon Network a fost animațiile făcute în Europa și difuzate pe acest canal. Fie că vorbim de Misterele din Providence, făcut de un studio din Franța, sau Rex, făcut de un studio din Polonia, sau Familia Trăsnită, făcut de un studio din Ungaria. Dacă nu ar fi fost Minimax, nu am fi intrat în contact cu aceste animații. Minimax, în acea perioadă, avea unele din cele mai plăcute, cu un fir narrativ foarte complex și continuu. De exemplu, aventurile lui Niels Holgersson țin și acum aminte cum Firmitură și Aka încercau să ajungă în Laponia. Inițial, Minimax a fost lansat în Spania, în anul 1994, dar la scurt timp a fost înlocuit de către Fox Kids, iar în anul 1999 a fost relansat în Ungaria și la 2 ani distanță, pe 1 iunie 2001, a fost lansat în România. Ce era interesant la Minimax, până în anul 2007, după ora 19, Minimax se transforma în Animax, un post unde se difuzau doar anime-uri. După aceea, Minimax a fost cumpărat de AMC Europe și acest lucru s-a schimbat. Animațiile de pe Minimax din acea perioadă erau foarte bine dublate și faptul că era o diversitate atât de mare te făcea să rămâi ore întregi. Singurul post ce era un pic mai bine cotat a fost Cartoon Network, dar acesta avea niște animații total diferite și în general erau produse în America și distribuite în Europa. Doar uitați-vă la acest dublaj făcut de actorii din acea perioadă pentru canalul Minimax. Majoritatea lucrau la Zone Studio Oradea. L-am găsit! Da, și puteai să o pățești! Sunt atașat de brațul meu! Da, numai că el nu prea e atașat de tine! Ah, ți-l repar eu! Și pe lângă asta, Minimax avea multe animații educative, cum ar fi Albert învață despre natură, am învățat când eram mic despre reciclare și despre cum se întâmplă fotosinteza, sau Autobuzul magic, faptul că Minimax a oferit această platformă în care puteai vedea animații europene și unele destul de vechi, cum ar fi Cârtița, o animație făcută în Cehia, sau unele animații românești, cum ar fi Bălănel și Miaunel sau Mihaela, a făcut ca o generație de copii să afle că și în România s-au produs unele animații de calitate. Decăderea canalului a început în anul 2007, după ce Minimax a fost cumpărat de către AMC și aceștia au început să implementeze cât mai multe animații digitale. Problema mea nu este că sunt animațiile digitale, fiindcă la începutul canalului, dacă vă amintiți, era o animație digitală numită Roli Poli Oli și chiar era ok, nu puteam spune că m-a deranjat. Problema e că au băgat multe animații de proastă calitate, cu un fir narrativ haotic de care nu prea-ți pasă și dacă înainte unele animații puteai să ai și 13-14 ani și să fii fascinat cum ar fi O lume dispărută sau George cel Mic, în ziua de astăzi vezi niște animații generice ce au o poveste ce nu prea contează. Iar eu când eram mic și mă uitam de exemplu la animația Babar, avea o poveste așa de faină încât te ținea episod după episod sau Aventurile lui Willy Fogg. Chiar dacă nu o să mai vedem acea perioadă de glorie a canalului Minimax, eu cred că poate în viitor o să vedem din nou animații desenate de mână și Minimax o să revină la perioada de glorie. Și vreau să închei acest clip cu o serie de desene de pe Minimax ce mi-au făcut mie copilăria mai plăcută. Aventurile lui Niels Holgersson, Babar, Urmel, Cyber Chase, George cel Mic, Franklin și prietenii lui, Rex, Lolek și Bolek, Dumbrava minunată și multe, multe altele. Sper că v-am adus un pic de nostalgie și dacă mai vreți clipuri de genul acesta,
nu uitați să dați subscribe, like, share. Eu sunt Alex și până data viitoare, salut!